Proiectul Consiliere și Formare, o șansă la ocuparea în muncă, este finanțat prin POSDRU 2007-2013, axa prioritară 5, promovarea măsurilor active de ocupare și va fi implementat în perioada mai 2014-2015. Obiectivul general al proiectului este atragerea pe piața muncii a 252 de șomeri de lungă durată și persoane în căutarea unui loc de muncă din regiunea Sud-Muntenia, județul Dâmbovița, în 18 luni de implementare prin informare, consiliere și formare profesională. Principalul beneficiar este Direcția de Asistență Socială din Târgoviște. Grupul țintă al proiectului este alcătuit dintr-un număr de 252 de persoane, așa cum vă spuneam mai devreme, dintre care 152 de șomeri de lungă durată, tineri șomeri, 16-24 de ani, după 6 luni de la intrarea în șomaj, și adulți șomeri, 25-64 de ani, după o perioadă de peste 12 luni, dar și 100 de persoane inactive pe piața muncii. Vom avea încă 252 de șomeri pe care îi vom consilia, forma și, de ce nu, poate și angaja pe piața muncii din județul Dâmbovița. Cele 252 de persoane care formează grupul țintă vor fi informate în vederea integrării sociale în concordanță cu necesitățile pe piața muncii. Dintre acestea, 200 vor intra la programele de perfecționare în cadrul a 10 sesiuni de formare. Practic, vom avea 10 meserii pentru care vom organiza sesiuni de formare pentru județul Dâmbovița și cu precădere pentru cetățenii ai municipiului Târgoviște. Cei care vor absolvi cursurile din cadrul proiectului vor primi subvenții în valoare de 800 de lei. 40 de persoane își vor dezvolta competențele antreprenoriale în vederea inițierii unei afaceri, iar 10 persoane vor beneficia de premii motivaționale acordate pentru cel mai bun plan de afaceri. Cursurile vor fi alese în funcție de nevoile pieței, identificate printr-un sondaj de opinie, ce va fi aplicat în următoarele 2 luni. Valoarea eligibilă a proiectului depășește 2 milioane de lei. Cei interesați pot afla mai multe informații despre proiect la adresa de e-mail dasetrgoviste@yahoo.com sau pe site-ul www.consiliereșiformare.ro.